Fondul Monetar Internațional ne propune noi taxe, impozitare progresivă și o taxă pe carbon. Dacă va fi implementată, aceasta ar urma să se aplice în transporturi și în construcții sau prin accize suplimentare pe combustibilii fosili. Referitor la taxele de CO2 propuse de FMI, acestea nu se încadrează în aceeași logică și nu se potrivesc pentru România. Asta pentru că avem foarte mulți români captivi de politicile anti-dezvoltare în sistemul energetic. Și o să fiu foarte simplist aici. Cine se încălzește cu lemne are cele mai mari emisii de CO2. Cei care se încălzesc cu lemne nu vor să se încălzească nu cu lemne. Nu fac chestiunea asta pentru că le place, nu sunt cu șeminee în casă, ci pur și simplu așa se încălzește milioane de români, din păcate. Este greu, este dificil, este costisitor și are emisii mari de carbon. Vizați de o eventuală taxă pe carbon ar fi cei care folosesc combustibili poluanți și combustibili fosili în transportul rutier. Specialiștii cred însă că ar trebui luate alte măsuri care să scadă emisiile de carbon. Politicile acestea populiste, luate la nivelul Ministerului Energiei, la nivelul Guvernului în general, o să ne creeze niște probleme serioase financiare pe viitor. Deja vedeți că vin către noi problemele astea. Deci acum să pun sub preș. De la noi, la Ministerul Energiei, se laudă că România are cel mai mic consum de energie electrică din Europa. E bine, energia electrică, încălzirea cu energie electrică și producția din surse regenerabile duce la emisii de carbon reduse, prin urmare nu e o taxare. Deci toată lumea, toată planeta se duce într-o direcție, noi suntem pe loc. Cât despre certificatele de carbon impuse de Uniunea Europeană, specialiștii spun că acestea sunt diferite de ceea ce propune FMI. Nu s-a inventat încă o modalitate prin care Uniunea Europeană să dea legi în China sau în Rusia. Și atunci Europa nu doar că își reduce emisiile de carbon, ci și impune niște reguli pentru produsele care vin în Uniunea Europeană bazate pe acele certificate de carbon. Deci ceea ce pare, la prima vedere, o creștere a costurilor sau un efort pentru producătorii din Europa, de fapt este o măsură protecționistă, pentru că cei care nu respectă aceste taxe sunt impozitați.